La sediul Protopopiatului Onești a fost lansată ieri cea de-a treia ediție a proiectului eparhial misionar Prevenirea delincvenței juvenile și a abandonului școlar în rândul tinerilor. Proiectul se derulează în parteneriat cu Centrul Educativ și Școala numărul 7 din Târgu Ocna, dar și cu Poliția Onești și Târgu Ocna. Suntem bucuroși să continuăm această activitate susținută alături de Protoieria Onești, activitate al cărui scop este, bineînțeles, de a diminua delincvența juvenilă în rândul minorilor și tinerilor din orașul Onești și Târgu Ocna. Am marea bucurie de a continua proiectul eparhial misionar de prevenire a delincvenței juvenile și abandonului școlar și în anul școlar 2017-2018. Școlile din Onești și din împrejurim cu siguranță apreciază activitatea care s-a desfășurat astăzi și cu atât mai mult proiectul despre care s-a vorbit. N-aș putea spune că ne și bucurăm, pentru că proiectul a apărut ca și rezultat al unui fenomen negativ. Și cu toții, și școli, și biserică, și părinți, și toate direcțiile și instituțiile sociale ale comunității au o contribuție și pozitivă și negativă de s-a ajuns până aici. Sperăm cu adevărat să putem face ceva împreună pentru copiii ăștia. Sunt victime ale societății, victime ale părinților, ale tot ceea ce nu s-a întâmplat bine în viața lor. Direcția Generală de Asistență Socială Onești, ce a fost partener în acest proiect, salută tot ceea ce a reprezentat pentru noi prevenirea delincvenței juvenile și abandonului școlar și ne dorim pe viitor o colaborare fructuoasă cu toți ceilalți actori sociali. Ne bucurăm de această inițiativă a proiectului eparhial misionar pentru prevenirea delincvenței juvenile și abandonului școlar. A ajuns deja la ediția a treia, fapt care ne arată importanța lui și intervenția specializată și profesională care s-a realizat prin activitățile proiectului. Apreciem foarte mult implicarea tuturor factorilor la inițiativa și cu implicarea, bineînțeles, și a bisericii și a clerului și a credincioșilor și nu în ultimul rând cu binecuvântarea în al preasfințitului Arhiepiscop Ioachim. Sperăm că aceste activități care, de fapt, continuă inițiativele pe care sectorul social-filantropic le dezvoltă în rândul tinerilor și copiilor să contribuie și ele în mod special la atragerea atenției asupra acestui fenomen din ce în ce mai îngrijorător. Beneficiarii primelor două ediții ale proiectului dedicat prevenirii delincvenței juvenile și abandonului școlar fac acum parte din echipa care oferă ajutor tinerilor în nevoie.